Tinerii specialiști în domeniul educației vor beneficia de suport din partea statului în primii 5 ani de activitate, anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării Anatolie Topală. Potrivit ministrului, dacă până acum tinerii specialiști beneficiau de câte 40.000 de lei anual în primii 3 ani de activitate, guvernul a decis să extindă acest termen până la 5 ani. Potrivit ministrului, sprijinul oferit de stat le va permite tinerilor specialiști să se axeze pe activitatea didactică și să progreseze în carieră pentru a obține un salariu mai mare, notează IPN. Anatolie Topală mai spune că pentru a asigura o educație de calitate sunt necesare 3 componente de bază: profesori buni, infrastructură școlară exemplară și digitalizarea proceselor. Potrivit ministrului, pentru a populariza meseria de dascăl, statul își propune să intensifice discuțiile despre rolul educației și al profesorului în societate și să stimuleze financiar tinerii să aleagă domeniul pedagogiei. Cunoaște toată societatea că unele specialități, cum ar fi științele educației, nu sunt populare printre tineri. Cu toate că statul alocă în fiecare an peste 1000 de locuri în domeniul științelor educației, nu toate sunt solicitate de tineri. De aceea trebuie să stimulăm tinerii să vină în domeniul științelor educației. Știți că în primii 3 ani tânărul specialist în educație beneficiază de o indemnizație anuală de 40.000 de lei, o normă redusă până la 75%, dar păstrând un salariu întreg pentru cei care activează în mediul rural, sunt compensații pentru serviciile comunale. Dorim acum să venim cu o modificare a legii ca această susținere pentru tinerii specialiști să fie pentru o perioadă de 5 ani, ceea ce îi va permite tânărului o perioadă mai lungă să fie susținut de stat și să progreseze în activitatea didactică, să obțină un grad mai înalt, ca după expirarea acestor ani să obțină un salariu mult mai mare, a spus Anatolie Topală în cadrul unei emisiuni televizate. De asemenea, ministrul mai declară că reforma învățământului universitar, demarată anul trecut prin absorpția unor universități, va contribui la creșterea calității studiilor. Topală spune că statul investește milioane de euro pentru a ridica standardele de calitate în universități și pentru a deschide noi specialități adaptate realităților pieței muncii. Reforma universitară din anul 2022 presupune că 4 instituții universitare din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creancă și Academia de Studii Economice din Moldova au fost reorganizate, absorbind o serie de institute de cercetare și universități din țară. Argumentul guvernării în favoarea reorganizării a fost că la etapa demarării reformei în Republica Moldova erau prea puțini studenți și prea multe universități.